Nu știu despre voi, dar mie îmi plac și mi-au plăcut întotdeauna sculele astea electrice cu acumulator pe 12V din gama Bosch Profesional. Nu știu, frate, parcă depun ei mai mult efort așa atunci când le construiesc, parcă se concentrează mai mult pe detalii. Sunt niște scule destul de reușite și frumoase și bine construite așa, bine finisate. Întotdeauna mi-au plăcut, cu mici excepții legate de ergonomie, dar sunt aspecte peste care poți să treci foarte, foarte ușor. Hai să vedem o altă unealtă din gama Bosch Profesional. Avem aici o mașină de înșurubat cu impact și de găurit totodată. Nu este cea mai puternică din gama pe 12V de la Bosch. Asta este modelul GDR12V110. Peste el mai este un alt model, GDR12V115, iar diferența dintre cele două este că ăsta are cu 5 Nm mai puțin decât modelul 115. Bine că v-ați dat mai aproape, pentru că așa o să-l vedem puțin mai bine cum arată. Deci vă spuneam în introducere că nu este cel mai puternic model pe care o să-l găsiți la Bosch în gama 12V profesional. Acesta este GDR12V110, peste el mai este unul GDR12V115. Diferența dintre cele două este că acela are 5 Nm în plus, dar am vrut să testez să văd și această mașină cum este, pentru că am testat și celelalte mașini cu impact din gama pe 12V și eram curios să văd și acesta cum este și cum se comportă în sarcină. Mașina este compact și comod așa ca restul pe care le-am testat, cu același defect, dacă pot să-i spun așa, al designului aici la mâner, că mă jenează atunci când îl acționez. Degetele astea două, arătătorul cu mijlociul, mi se întâlnesc și dacă acționez așa de 1000 de ori pe zi, aici fac bășică și cred că sunteți de acord și voi cu mine. În rest este destul de scurt, ergonomic, compact, ușor, echilibrat. Îmi place cum se comportă, cum se ține așa mână și cum se manevrează, cum se manipulează. Cred că pe la construcții, pe la mobilier și alte tipuri de lucrări rigid și montaje de genul ăsta mai ușoare se comportă, se descurcă foarte, foarte bine. Acumulatorii se introduc aici în mâner. Nu cred că era nevoie să vă mai arăt și acest lucru. Pentru o stabilitate mai bună, deși uite că stă și asta foarte bine, există și aceea cu o capacitate mai mare de 4 amperi, mi se pare că am văzut de 5 sau de 6 și pot să stea așa pe o talpă mai bună și normal că vă oferă și un curent mai mare, un curent mai îndelungat, așa cum îi spun eu, deși nu este un termen foarte, foarte corect. Ăsta are prinderea rapidă Hex 1x4, ca la toate. Avem manșonul ăsta aici negru. Dacă introduc bitul, nu intră, adică nu o să intre așa. Va trebui să trag de manșonul ăsta în față, împing bitul, s-a fixat și cam asta este procedura. Și la desfacere, la schimbarea bitului, aceeași procedură, dar până la urmă haideți să fim serioși, că nu este atât de greu de făcut acest lucru. Să tragi, sigur că am testat alte modele care aveau, măcar la împingere, aveau prinderea rapidă și te ajută cumva, dar este bine totuși că sistemul este rapid. Aici avem și, în partea din față, avem și un inel așa luminos, dar care trebuie să fie activat de aici. Momentul de față este dezactivat și în felul ăsta am aprins și inelul ăsta luminos. Îmi place chestia asta la modelul ăsta, pentru că atunci când ai nevoie să lucrezi în spațiile prost iluminate, îți oferă o lumină foarte, foarte bună și nu-ți creează umbre, vezi foarte bine pe unde înșurubești și ce anume ai nevoie să faci acolo. Are un motor brushless și face parte din gama Heavy Duty. Observați această inscripție aici, Heavy Duty, iar împreună cu motorul brushless o face o mașină care poate fi folosită în condiții de forjă, bineînțeles pentru capacitățile la care a fost ea recomandată. Deasupra de aici, de unde ați văzut că am activat butonul LED, mai avem încă o setare. Putem să ne mutăm între cele două trepte de putere pe care le are. Este un panou destul de simplu aici, deci avem un singur buton. În momentul în care avem aceste două LED-uri aprinse, înseamnă că suntem pe treapta mai mare, mai apăsăm o dată, suntem pe treapta mai mică și hai să vă dau și informațiile. Pentru 1 avem 1200 de rotații pe minut cu 2600 de percuții de impacturi pe minut, că așa ar fi mai corect, iar pe treapta 2, mă duc înapoi, pe treapta 2 avem 2700 rotații pe minut și 3100 impacturi pe minut. Deci două trepte ca să o folosiți în funcție de nevoia pe care o aveți. Turații reglabile din comutator, în funcție de cât de tare veți trage de el, așa o să creșteți numărul de rotații și în felul ăsta vă oferă un control foarte bun la lucru. La turație maximă, după cum vă spuneam, o să aveți 2700 cu 3100 de percuții pe minut. Indicator luminos am văzut și pe acest model, nici nu se putea altfel. Uite aici mi-arată două linii, pentru că data trecută la scula cealaltă pe care v-am prezentat-o la fierăstrăul Sabia aveam 3, aici mi-arată cam două linii în acumulatorul ăsta.
Un buton, bineînțeles, pentru schimbarea sensului de rotație. Ia să vedem aici la mijloc ce face. Nu credeam că și blochează, dar doar schimbă sensul de rotație stânga și dreapta. Ba da, uite, și blochează. L-am nimerit în poziția de mijloc în care nu pot acționa acest întrerupător. Îmi place treaba asta, că se poate și bloca. Și haideți să vă mai arăt alte chestii interesante pe care le are. Uite aici, în partea din spate, o să găsiți capacul ăsta pe care scrie EC motor brushless. Ăsta se poate da jos. Sper să pot eu să-l dau cu aceste unghii pe care abia mi le-am tăiat, dar de aici din spate, se poate demonta, după cum vedeți, și aveți în pachetul de livrare două opțiuni. Fie vă montați un alt capac, deși chestia asta mie se pare un pic copilărească, așa. Dacă nu vă place capacul ăsta, puteți să vă puneți unul care are aceeași culoare cu carcasa și astfel aici în spate nu se vede nimic. Sau unul roșu sau unul negru, dar mai repede și mai util ar fi această clemă, care nu mai desfac de aici, pe care să o montați aici cu aceste două holșuruburi și în felul ăsta o puteți agăța la curea. Deci mai degrabă aș monta această clemă decât să stau să mă joc cu căpăcele aia. Nu-mi place roșu, vreau albastru, vreau nu știu ce. Asta e treaba cu acest capac de aici din spate. Hai să pun asta la loc aici, că poate uit de el și rămâne pe aici pe masă. Greutate 916 grame cu acumulatorul ăsta de 2 amperi oră montat. Se recomandă pentru șuruburi groase de maxim 8 mm. În cutia de livrare o să găsiți, bineînțeles, o inserție de acest tip, așa cum v-am arătat la toate. Vi le puteți configura într-o cutie L-Box, eventual să vă puneți două acolo, impact, înșurubare fără impact și așa mai departe, și manualul de utilizare ca să aflați mai multe despre această mașină. Ca de fiecare dată, dacă v-a plăcut acest video, vă invit să-mi lăsați părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, mai ales dacă sunteți deja posesori ai uneia din aceste scule pe care vi le-am prezentat. Puteți să contribuiți și voi cu o părere, cu o opinie, dacă le folosiți de mai mult timp. Iar pentru cei care doresc să le achiziționeze, o să găsiți ca de fiecare dată un card pe care eu îl pun în stânga jos, trebuie să vă apară aici pe ecranul de final. Este suficient să dați click sau să faceți tap pe el și o să vă direcționeze către pagina produsului pe magazinul online tools.store.ro, unde o să găsiți prețul acestei scule în această perioadă, informații tehnice pe care poate le-am omis și eventual altceva. Deci intrați acolo pe tools.store.ro și acolo găsiți toate informațiile pentru procedura de achiziție. Eu sunt Daniel și ne revedem la următoarea prezentare. Până atunci, ca de obicei, vă doresc mult spor la treabă și numai bine!